cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând. Cea mai sfântă în viața mea ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Doamna Maria, noi știm că astăzi este ziua dumneavoastră, aici avem o vârstă frumoasă, asta este? Da, mă duc la școală. Noi cu acești oameni frumoși am venit să vă felicităm cu ziua de naștere, să vă dorim multă, multă sănătate, fericire, împlinire și numai vise frumoase realizate. Știți oare, doamna Maria, de la cine vin aceste daruri frumoase? De la copiii mei, de la Lilian, Natalia, Viorica, Grigori, Galia, Iura, nepoți și nepoate. Înseamnă că aveți foarte multă lume care vă iubesc, vă apreciază și vă doresc tot binele din lume. Noi mai avem un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. Draga noastră mamă, soacră și bunicuță, în această zi te felicităm cu frumoasa aniversare, 70 de anișori. În viață nu ți-a fost ușor să ridici casă, să naști, să crești și să educi 3 copii. Nu există cuvinte pentru a-ți fi recunoscătoare pentru tot ce ai făcut pentru noi. Ne-ai învățat de toate. Ne întâlnești și petreci de fiecare dată cu drag și dor. Ai o inimă blândă și bună. Iar fiindcă ești cea mai mare în familie, mereu ai ajutat cu vorba, cu sfatul, cu povața. Și pentru toate acestea te stimăm și îți purtăm cinstea. Cea mai mare bucurie este să te vedem mereu, zâmbind și cu bună dispoziție. Să ne ierți, draga noastră, atunci când ți-am greșit, poate cu vorba sau cu fapta, dar nu te sunăm foarte des, dar să știi că cu inima îți suntem mereu alături. Să știi că ne este dor de tine de acolo din depărtare de unde suntem și ne închinăm în fața ta până la pământ. Să te bucuri de viață, să zâmbești și să fii mereu înconjurată de oameni buni, iar bunul Dumnezeu, Îngerul Păzitor și Fecioara Maria, numele pe care îl porți cu mândrie, să-ți fie mereu în preajbă. Dorim să te bucuri de viață, de succesurile noastre și să ai o bătrânețe liniștită. Important ca noi să rămânem copii atât timp cât tu ne bucuri cu prezența ta. Mulțumim pentru tot și pentru toate, că te rogi de fiecare dată, așa cum o faci mereu. Și desigur, ne ajuți și brațele tale sunt mereu deschise pentru copii, nepoți și pentru viitorii strănepoți. În final, mamă, ești ființa care nu cer niciodată nimic, dar mereu meriți totul. La mulți ani, draga noastră! Mulțumesc din suflet! Eu le spun din suflet, le mulțumesc pentru tot ce au făcut în această seară pentru mine. Și mă mândresc cu așa copii și le dă Dumnezeu așa mult sănătate, mult noroc în toate, sănătoși să fie. Și să fie exemplu de la noi și în viitor să transmită generațiilor care ne tot așa să fie uniți, cu minți, blânzi la suflet și săritori la nevoie și să fie sănătoși. Eu mă rog pentru dânsii. Noi cu aceste mascote frumoase vă aducem tot ce este mai frumos și vrem să vă spunem ce îi spunem noi lui doamna Maria. Sănătate, primul. Sănătate și... Te iubim și mai bună. Nu, eu vă iubesc pe voi. N-am cuvinte să spun. Ești tot ce mai scump și... Mulțumesc, mulțumesc, dar de numai. Emoții, emoții, emoții!
Bravo! Înseamnă că le-a reușit surpriza, da? Da! Aveți două locuri la masă! Avem! Mă închin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt. Cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea.